Bun găsit, dragii mei! Sunt Manuela Hrăbor și mă bucur să fim din nou împreună la Lecturi, un proiect al Teatrului Stella Popescu. Pentru că am intrat în postul Paștelui, m-am gândit că ar fi potrivit să vă citesc un fragment din Caietul de la Văratec, semnat de academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, cunoscută în ultima perioadă a vieții sale drept Maica Benedicta. Gânduri pentru tineri. Acum o vreme, în acest hol de la Văratec, se strânseseră vreo 20 de tineri, membrii ASCOR de la Iași. Am stat 2 ore și jumătate de vorbă cu ei, fiindcă pentru asta veniseră. M-au întrebat lucruri atât de duioase, de înduioșătoare pentru mine în ceea ce-i privea. Mă uitam la ei cu dragoste și cu milă, fiindcă mă gândeam la ce o să-i supună viața, la câte încercări. Cum să rezistăm, doamnă Bușulenga? Cum să nu cădem în ispite? Le-am spus, copii, faceți-vă o platoșă. Eu nu pot să vă spun mare lucru, pentru că fiecare om are destinul lui și are un raport al lui interior cu propriul lui destin. Construiți-vă o platoșă a voastră și aceasta să vă fie o platoșă a seninătății, a dragostei pentru toată creația, pentru tot ce se află sub soare. Să vă fie gândul pe verticală. De multe ori am spus să nu uitați că există verticală. Pentru că dacă uităm verticala, că există Dumnezeu, suntem terminați și sub raport spiritual, dar și omenesc propriu-zis. În această platoșă, rugăciunea să vă fie foarte bine fixată, pentru că e nevoie de ea în momente grele. E nevoie de chemarea noastră. Fiecare dintre noi, când ne întâlnim cu greutatea, cu un obstacol, cu o neplăcere, cu o nenorocire, spunem, ajută-mi, Doamne, dă, Doamne. Frântura aceasta de rugăciune am putea să o spunem mai des. Și mai este ceva. O să vă spun acum cum făceam eu foarte mult în tinerețea mea. Mergeam pe stradă, alergam de la un curs la altul, de la o facultate la alta și încercam să gândesc pozitiv pentru toată lumea, fiindcă puterea gândului este enormă. Trebuie ca fiecare dintre noi să devenim un emițător de unde pozitive, de unde de dragoste, de pace, de bucurie și de lumină. Eu socotesc că dacă tot timpul am zice, Doamne, să dăruim semenilor noștri un gând de dragoste, pace, bucurie și de lumină, dacă tot timpul am gândi așa în momentele noastre libere, am crea o adevărată noosferă spirituală. Am impresia că, de fapt, ceea ce este agresat la noi este tocmai noosfera de care vorbea așa de mult Camil Petrescu. Noi trebuie, cu gândirea pozitivă, să ne împotrivim agresiunii noosferei, cerând pentru lume, pentru semenii noștri, pentru aproapele nostru. Să ne gândim întotdeauna la aproapele nostru. Astăzi am ajuns să nu mai fie aproapele nostru, este departele nostru. Mă tem că, dacă nu vom gândi pozitiv legătura noastră cu aproapele, o să ajungem acolo unde a zis Nietzsche. Suntem în pericol să ne izolăm. Alienarea aceea despre care s-a vorbit atâta vreme de la jumătatea secolului trecut ne amenință pe toți. Singura ieșire din asta este îndreptarea către aproapele nostru. În felul acesta îndeplinești și o poruncă dumnezeiască și realizezi și o comuniune socială, fără de care lumea nu mai poate exista. Să iertăm tuturor, cum zice Mântuitorul. E adevărat că e groaznic de greu, dar măcar nu-i face rău. Bucură-te de bucuria lui sau îndurerează-te de durerea lui. Așa se spune, că de durerea lui mai degrabă te îndurerezi decât să te bucuri de bucuria lui. Sper că v-a fost de folos această lectură. Vă îmbrățișez cu toată dragostea. Vă urez un post binecuvântat și abia aștept să ne revedem.